calea ferată are un avantaj. Nu poluează. Dar cei care de 20 de ani au decis soarta acestei căi ferate au avut niște obiective mărunte. Nu să facă TGV-ul. Eu, unul, am fost pedepsit că am adus în țară vagon care poate să meargă pe calea normală cu 250 de km pe oră. De ce? Că am refuzat să aduc jafuri. Și deci avem un astfel de vagon acum în România? Mai există? Există. E obiect de muzeu, înțeleg? Nu. Deci Astra Arad, dacă... Fabrică astfel de vagoane, dar pentru export. Deci deja are un contract cu Brazilia să dea nu știu câte sute de vagoane. Mulțumim foarte mult, stimați telespectatori. Ne oprim aici, continuăm discuția într-o emisiune viitoare. Vă mulțumim pentru atenție.